ziua, copii! Mă numesc Ludmila Tăucin. Sunt profesoară de limbă și literatură română pentru instituțiile cu predare în limbele minorităților naționale. Astăzi vă invit la lecție pentru clasa a doua. Da, pentru clasa a doua, deoarece când începem să învățăm limba română, noi avem succes. Vă rog frumos să vedem. Astăzi avem nevoie de dispoziție bună, avem nevoie de puțin răbdare, dar și maximă atenție, deoarece subiectul nostru de azi este pescarul și litera U. Da, într-adevăr, n-am greșit, e litera U. Vă rog frumos să vedem ce avem de făcut. Astăzi la lecție vom învăța cuvinte noi ce conțin litera U. Vom citi cuvinte noi ce conțin litera U. Vom scrie cuvinte noi ce conțin litera U. Vom alcătui propoziții. Așa, dar mai întâi eu vreau să vă propun un joc. Jocul acesta se numește Să ne verificăm. Totdeauna profesorul verifică copiii. Cum copiii au învățat? Cum copiii citesc? Astăzi vă propun voi să mă verificați pe mine și pentru a mă putea, ca să mă puteți aprecia, eu v-am dat 3 emoticoane, roșu, galben și verde. Dar eu voi încerca să citesc, iar voi, dacă auziți vreo greșeală, vă rog frumos să bateți în palme și să strigați bingo și să numărați de câte ori doamna Ludmila a făcut greșeli, ca pe urmă să mă puteți aprecia. Sunteți atenți? Vă rog frumos. Poate și eu acasă n-am repetat. Poate și eu acasă n-am citit și n-am învățat cuvinte noi. Poate și eu am greșeli. Vă rog să mă apreciați. Rime, Rică, Martin, Marinar, Rima, Rine, Morin, Măriner. Copii, de câte ori ați strigat cuvântul bingo? De multe ori. Cred că nici n-am luat culoare galbenă. Da, vedeți cât e de urât când acasă nu te pregătești și a doua zi ai greșeli. Vă rog frumos încă o dată să mă ascultați și să mă apreciați. Maria, Marina, Marian, Mariana. Ce culoare puteți să-mi dați? De câte ori ați strigat bingo? Eu cred că niciodată. Și eu merit să iau culoarea verde. Vă rog frumos și acasă să repetați, să citiți și apreciați-vă cum ați citit azi. Ați avut greșeli? Ați luat culoare verde, galbenă și cea roșie? Într-adevăr, știți, dacă ați luat cea roșie, trebuie să puneți mâna pe carte. Cea galbenă înseamnă că ați repetat, dar mai trebuie. La culoarea cea verde puteți să vă lăudați cu succesele voastre. Așa, copii, eu vă rog frumos să fiți foarte atent că lecția noastră vrea să înceapă cu un năuraș care suflă și bate vântul. Ia să ascultăm, dacă bate vântul afară, ce sunete auzim? Parcă da? Într-adevăr, noi astăzi cu voi trebuie să învățăm litera U. Și această literă frumoasă o găsim și în textulețul nostru de mai jos. Vă rog frumos să ascultați. Un pescar, deja ați văzut cine este în imaginea noastră. Într-adevăr, un pescar cu undițe stă la umbra unui copac pe malul râului și prinde pește. Ați văzut? Eu cu roșu am evidențiat literele U, care se repetă aproape în fiecare cuvânt. Vă rog frumos,
cum se numește omul care prinde pește? Este pescarul. Într-adevăr, corect. Vă rog să-mi spuneți împreună cuvintele care încep cu litera U. Le vedeți? Umbreluță, urcior, dar vreau să vă spun că este și a doua variantă acestui cuvânt, ulcior, ursuleț și ureche. Uitați-vă, avem patru cuvinte. Ce cuvânt vă este nou? Cred că cuvântul ulcior, urcior. Dar noi astăzi vom repeta încă o dată cuvântul acesta și el va rămâne în memoria voastră. Fiți atenți! În limba română și în limbile voastre materne, noi avem litere de tipar și litere scrise de mână. Iată U mic și U mare scris de mână. Vă rog frumos să deschideți căiețelele și să scrieți o literă minusculă. Noi știm că litera mică se mai numește minusculă și o literă mare, cum se mai numește? Majusculă. Vă rog frumos, săgețelele noastre vă vor ajuta așa să încercați să scrieți caligrafic în căiețelele voastre. Da, da, trebuie un pic de efort. Urmărim săgețelele care ne arată de unde și cum să începem. Așa, încercăm să scriem corect litera U. Vă felicit! Sper că ați avut succes! Așa, vă îndemn să continuăm să citim, dar cum n-am spus, dacă noi începem cititul mai întâi din silabe. Nu, un, ou, o, ru, ur, eu, oa, mu, Mai departe din silabe, noi deja putem alcătui cuvinte, corect. Nume, număr, ura, nou, nimeni, umăr, nouri, ouă, eu. Copii, eu aici am o întrebare pentru voi. Ce cuvânt nu conține litera U? Cred că ați observat cuvântul nimeni. Așa, să vedem silabe, cuvinte, după aceea ce vine? Propoziții. Roman are 9 ani. Încercați și voi să citiți. Roman are 9 ani. Oana are un măr. Ea are un număr nou. Dacă ați observat, încă o dată vă aduc aminte. Începem de la silabe, apoi cuvinte și am format propoziții. Noi suntem bravo? Da, noi suntem bravo. Noi am făcut un pic de efort și de o literă obișnuită am primit silabe, am format cuvinte, am alcătuit propoziții. Așa, dragi copii, vă îndemn să participați într-un joc care este legat de atenția voastră, dar bazat pe cunoștințele cuvintelor. Vă propun un tablou. Iar sub tablou sunt date cuvintele care voi trebuie să le găsiți în tabloul acesta. Începem? Sunteți atenți? Așa, să vedem. Uliana. Avem două fete. Pe care o alegeți? Iată e, Uliana. Fluture. Așa, iată și fluturile. Râu. Nouri. Dumitrița, a doua fetiță. Curcubeu. Cine nu ține minte în clasa întâi curcubeul? Umbrele. Copii, de ce oare am numit anume aceste cuvinte? Deoarece fiecare cuvânt conține litera U. Și avem semaforul aprecierii. Vă rog frumos să-mi spuneți
noi putem liber trece mai departe, iată culoarea verde ne arată că putem merge mai departe. Putem? Eu cred că da, deoarece noi am învățat toate aceste cuvinte, noi foarte ușor le-am găsit și le-am pronunțat împreună cu mine. Să vedem mai departe. Cum și am spus eu, silabă, cuvânt, propoziție. Aici eu, personal, vă pun la încercare. Am o fetiță și un băiat. Să vedem. Am și cuvintele. Ema, mare, iene, are, e, mai mare, mere rumene, mure. Putem noi alcătui propoziții din aceste cuvinte? Da, foarte ușor, deoarece și au fost propoziții. Numai eu, doamna Ludmila, le-am decupat. Și să vedem ce putem alcătui. Ema e mare. Ați găsit aceste cuvinte? Da, sunt. Mai departe, ea are mure. Ați văzut ce înseamnă mure? Avem și desenul. Aha, ne-a rămas băiețelul Iene. Iene e mai mare. Într-adevăr, vedem că este Iema mare, dar Iene e încă și mai mare. Și ce are Iene? Ce ne-a rămas? Iene are mere rumene. Și vă felicit, copii. Într-adevăr, noi am început de la o literă, dar am ajuns la propoziții. Așa. Să alcătuiți acum voi propoziții. Tot așa avem doi eroi, o fată și un băiat, avem măr și mere. De exemplu, acesta este exemplul meu care eu pot să vi-l propun. Doriți să-l acceptați, doriți să-l schimbați. Maria, ia un măr. Poftim. Iene, ai mere. Noi putem să schimbăm numele de copii, dar propozițiile sunt formate corect. Așa, încercați și voi să le citiți sau încercați și voi să alcătuiți propoziții similare. Eu cred că veți avea succes și dacă alcătuiți propozițiile voastre, vă rog frumos să le notați în căițele, deoarece toate cuvintele sunt cunoscute. Dacă ați alcătuit, ați scris, eu cred că sunteți bravo. Așa, dragi copii, iată aici, eu cer, chiar vă îndemn să fiți atenți, deoarece vă spun un lucru destul de serios. În limba română, unele cuvinte sunt utilizate cu articolul un, care și înseamnă un, cifra. Unu, că este un obiect, dar este și un articol. Iar celelalte cu articolul o. Vă propun unele exemple și vă rog să le memorizați. Un. O. O maimuță. Repetăm cu mine. O maimuță. Un scaun. O frunză. Un fotoliu, un ursuleț, o umbrelă. Ați fost bravo! Am memorizat aceste articole. Un, o, dar astăzi la lecție, cum și am spus, noi am învățat litera U. Vă rog frumos și acasă să exersați ceea ce am făcut astăzi noi. Antrenați-vă să citiți. Iată, eu v-am propus mare, mure, mire, mere. Ia, ia, nea, iau, neam, iar, nenea, iarna, are, mare, rare. Nume, numere, rumene, rumen, rumeni, rumene. Așa, noi cu ce joc am început astăzi?
Am citit eu și voi m-ați verificat. La lecția viitoare va fi invers. Veți ști voi. Eu voi verifica. Dar vă dau și ceva creativ. Să exerțați acasă și să vă uitați ce litere noi vă dau cu litera care încep cu litera U. Urs, noi am învățat. Umbrelă, tot am învățat. Unt, nu țin minte dacă țineți voi minte cuvântul acesta. Ulei, usturoi. Cuvântul acesta este acum chiar foarte necesar. Usturoi. Și vă dau ceva pentru desenat. Numiți și învățați sau repetați cuvintele care s-au ascuns în litera U. Usturoi, umbrelă și urs. Ați înțeles ce exerțați acasă? Acasă citiți, scrieți, repetați și la dorință colorați. Așa, astăzi copii, am muncit ca niște albinuțe, furnicuțe și eu sper că avem rezultate bune. Dar noi trebuie să generalizăm. Ce am reușit noi astăzi? Astăzi la lecție am învățat cuvinte noi, ce conțin litera U, într-adevăr am învățat și erau multe. Am citit cuvinte noi ce conțin litera U. Am scris cuvinte noi ce conțin litera U. Și am alcătuit propoziții. Într-adevăr, împreună am alcătuit. Și voi ați încercat să alcătuiți propozițiile voastre. De aceea eu sper că noi avem astăzi un succes destul de mare. De aceea eu vin cu buchetul dispoziției. Buchetul dispoziției vă dăruiește 3 floricele. Alegeți prima floricică dacă vi-e trist. Și puteți spune că mi-e trist, eu n-am reușit. Aleg a doua floricică, deoarece îmi place. Îmi place ceea ce fac și am succes. Și aleg a treia floricică. Eu sunt fericit. Mie îmi place să învăț limba română. Dar, înainte de a vă spune la revedere, copii, ca de obicei, eu vin cu înțelepciunea populară. Dacă vreți să vorbiți frumos, spuneți frământări de limbă. Și astăzi eu vin cu o frământare de limbă, o frământare poezie, așa pot să spun, litera U. Și să spunem împreună. U, trenul-i pregătit în gară ca să plece azi prin țară. El e gata de plecare și fluieră tot mai tare. Peste câteva minute trenul trece iute, iute, Când în gară a sosit, roțile și le-a oprit, Jocul nostru s-a sfârșit, fiecare-i mulțumit. Eu cred că și voi sunteți mulțumiți, copii. Eu vă invit la lecții viitoare de limbă și literatură română, deoarece la lecțiile noastre este interesant și noi cu plăcere învățăm limba română. Vă mulțumesc pentru lecție și vă spun la revedere!